Echipele de fotbal de Liga 3 din județul Hunedoara au intrat în vacanță. În ultima etapă, în seria A9, CS Hunedoara, care nu a avut emoții pe final de campionat, a învins în deplasare cu 1-0 pe Unirea Alba Iulia și a terminat campionatul pe locul al 6-lea. În seria A7, în meci direct pentru evitarea intrării în barajul de retrogradare, Jiul Petroșani a învins pe teren propriu cu 2-0 pe Hermannstadt 2 Sibiu și a încheiat competiția pe poziția 8-a, echivalentă cu participarea și în sezonul viitor în eșalonul al 3-lea. În acea serie, CSM Deva a fost la mai puțin de 10 minute de podium, dar a pierdut cu 2-1 meciul de la Simeria cu Viitorul Dăiești. Devenii și-au îndeplinit obiectivul de a termina în prima jumătate a clasamentului, încheiind competiția pe 5, iar din sezonul viitor își vor schimba strategia, care ar putea duce, într-un viitor nu foarte îndepărtat, la o promovare în divizia secundă. De sezonul viitor vom face o altă strategie, vom aborda altfel lucrurile, o să punem mare accent pe centrul de copii și juniori, vom promova juniorii la echipa de Liga 4 și ulterior, care sunt mai valoroși, îi vom promova la echipa de Liga 3, în așa fel încât în următorii ani să facem din pepiniera proprie o echipă competitivă la Liga 3, urmând ca dacă lucrurile merg conform planului care îl facem noi, să atacăm promovarea. Dar și acolo treptat să o luăm. Fotbaliștii au un exemplu concret în propria ogradă, cel al echipei feminine de handbal CSM Deva, care, la niciun an de la înființare, s-a calificat după un turneu pe care l-a organizat în barajul de promovare în Liga Florilor, primul eșalon al sportului cu mingea mică din țara noastră. Va trebui să ne organizăm toate lucrurile și mi s-au demonstrat și se demonstrează în continuare, când ești bine organizat, îți ies lucrurile așa cum le dorești. Exemplu pentru mine, cel mai elocvent e turneul 4 de la handbal. Pe o organizare bună vin și rezultatele. Nu trebuie să bagi mulți bani, nu trebuie să faci risipă, dacă ești organizat, ești câștigător. Așa că și la fotbal ne vom organiza. Vom face lucrurile ca și profesioniștii și sunt sigur că vor veni rezultatele favorabile. Turneul de baraj pentru Liga Florilor se va disputa în perioada 14-16 mai, iar CSM Deva va întâlni în primul joc pe Neptun Constanța.